găsit, dragi copii! Învățăm să realizăm astăzi colajul tridimensional dovlecelul prin tehnica plierii hârtiei, dar și prin tehnici de lucru combinate. Vom folosi creionul, lipiciul și foarfeca și de asemenea vom confecționa acest dovlecel din două hârtii galbene, o bucățică de hârtie neagră și una mică portocalie. Cele două col de hârtie galbene le vom plia pentru a obține acest cerc de culoare galbenă. Iar pe hârtie neagră vom desena cu ajutorul creionului cele trei piese componente, doi ochișori și o guriță. La fel vom desena și pe portocaliu o formă de năsuc, le vom decupa cu ajutorul foarfecii, iar la final le vom asambla prin lipire cu ajutorul lipiciului solid. Vă invit să urmăriți cu atenție toate etapele de lucru și să realizați corect fiecare piesă componentă pentru a obține un colaj deosebit de frumos. Luăm o coală de hârtie galbenă, subțire și o pliem în pliuri mici și fine, cu lățimea de 1 cm. Presăm foarte bine cu degețelele pentru a forma pliurile foarte evident. Presăm lent și nu ne grăbim pentru a forma aceste pliuri foarte corect, până la finalul plierii întregii hârtii. Trecem cu degețelul peste fiecare pliu, astfel încât acesta să fie foarte bine delimitat. Aceasta este tehnica plierii hârtiei, în pliuri mici și foarte fine. Și cu cea de-a doua coală de hârtie o pliem, o lipim la mijloc și obținem de asemenea un semicerc. Unim aceste două semicercuri între ele prin lipire și vom obține un cerc, o formă rotundă. Lipim cu atenție pe fiecare latură, atașăm lipit. Apoi presăm între ele, fixăm cu grijă. Și prindem aceste pliuri între ele. Iată, cercul este gata.